ziua, dragii noștri! Astăzi, cu mare drag, venim în satul Glinjeni, raionul Fălești. Venim spre Alexandru, care împlinește astăzi o frumoasă vârstă de 14 ani ușor. Și noi, cu mare drag, din partea familiei, din partea surorii din America, venim să îi spunem la mulți ani, să-l felicităm chiar aici, la școală, împreună cu colegii, împreună cu profesor. Cu mare drag, haideți, dragii noștri, pe noi să facem o bucurie și o să și admir ce ți-o pregătite și sperăm mai de suflet să-ți placă, da? Mulțumesc! Așa, de fii sănătos. În primul rând, familia ta, cei mei dragi, cei mei iubiți, spun astăzi la mulți ani. Să fii sănătos, să te faci un bărbat bravo, să te faci un bărbat voinic, dar până ajunge bărbat, trebuie să înviți. Trebuie să-ți dai silință și stăruință să ai gânduri pozitive. Să ai dorință de a făuri ceva frumos în viața asta, să ai multe reușite frumoase, să-ți bucuri părinții, cei care muncesc pentru tine, copii, pentru că scopul lor și dorința lor este să te vadă pe tine un băiat, un bărbat reușit, pus pe calea vieții frumos și să nu uiți niciodată educația primită acasă și cei 7 ani în șură. Ce vreau să spune? Voi știți de asta, da? 7 ani de acasă. Și dacă nu avem 7 ani de casă, suntem pierduți. Dar eu sigur că tot 7 ani de casă. Părinții au făurit în tine și au dărât în tine tot ce-i frumos. Fii sănătos,
La mulți ani și din partea noastră. Ne bucură faptul să venim aici la voi, să facem cunoștință cu toți și ne ales cu tine, magiatul nostru de astăzi. Mulțumim de primire, mulțumim de zâmbetul acesta care iese așa pe ascuns. Deci, încă o dată, la mulți ani, să-ți stimezi profesorii, să prețuiești munca lor asiduă, zi de zi, răbdarea lor pentru voi, pentru că nu mai sunteți pe care primiți în ziua de azi, contingentul acesta de tineret, de adolescent, da? Și dar, succes, realizări frumoase și la mulți ani din suflet și un an frumos să ai rodnic, succes și baftă în care. Avem aici din partea părinților și pentru dirigintă ta, pentru doamna profesoară, așa un mic prezent pentru dumneavoastră, în semn de mulțumire, pentru faptul că vă dați silință și vă dați stăruința pentru acești copii, pentru acest copil. Că îi învățați, că depuneți în ei mult suflet. Pentru că dacă profesorul nu depune suflet în copiii săi, probabil nu iese nimic frumos. Dacă să iasă ceva frumos, profesorul uneori nici nopțile nu doare. Ca să pună la punct fiecare detaliu pentru a doua zi să dea vouă, să vă ofere vouă. Deci, din partea părinților, îți mulțumesc, dar sufletul cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos, părinților, cu ministrii, mulțumesc frumos. Vreau să felicit pe Sasha, să spun este dumneavoastră sănător, este cu miști, prietenos, are cei 7 ani de acasă, este sărbătorul lui, deci părinții pot numai să se bucure. Pe care asta îi transmit salutări lui Vica, lui Ion, mămică-i care este plecată, doamna Elena, și mulțumire familiei întregi și urez succes mai departe, să continui așa și chiar mielare, unde se înțeleg de la în primul rând, bine, bravo! Mulțumesc! 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 Alexandra, îți doresc mult sănătate, fericire, bucurie, să vă și succes mare părinților și eu cred că mă refer la toată clasa când îți urăm o mare la mulți ani. Sperăm să fie alături de noi până la sfârșitul anilor aceștia, să ai succes mare la învățătură și în muzică, să fii sănătos și să fie ca anul acesta să se ducă multe, multe bucurii. Succes în viață, să fii sănătos ca să poți să îndeplinești dorințele și visele și vreau ca să fii părinți de mulțumesc! Îți doresc multă sănătate, fericire, tot ce trebuie să vrea să ți împlinească, să ai noroc în toate. Felicitări! Mulțumim colegilor, ne-au dat ție la mulți ani. Poate cunoaștem faptul că ai tu aici 27, probabil, cu tine 28, așa? Da. Așa, cunoaștem bine. Și venim și spre ei cu o mică atenție din partea ta, din partea părinților. Am pregătit noi ceva aici pentru voi. Sperăm mult să vă placă, dar din faptul că voi sunteți deja mai măricei, varianta cu punguțele și cu sucuri cu paiul nu mai merge aici, da? Noi suntem mari. Deci uite, am pregătit noi aici pentru voi ceva mai gustos. O filiuță de pizza și o colă. E bine? E ok? Vreau să mulțumesc părinților, sorii, fraților, și elevilor, colegilor mei. Și echipii. Și echipii. De la surpriz care au venit să au venit să mă sfericite. Le doresc mult sănătate și lor, ca să aibă mai multe chemări. Da? Și multă atenție și curaj. Bravo! Mulțumesc!
to the hit ground. Ding ding dong, rock so well. Come on, freak it out, the sensation. Body free, generate the foundation. Foarte, foarte mari, voi deja sunteți mari, sunteți înțelegători și vă dați seama că totul depinde de aici, în măcile școlii. Și de la acești profesori care se dedică pur și suflet zi de zi pentru voi. Și să țineți minte că atunci când vă duceți departe, nu mai sunt profesoarele de aici care să vă dădăcească zi de zi. Acolo cumva veniți cu cunoștințele voastre și vă dați silința așa cum puteți voi și cum doriți voi. Însă aici sunteți dădăciți, câteodată sunteți și rugați, vă rog frumos veniți, vă rog frumos învățați, probabil așa fac doamnele profesoare. Dar aici depun trup și suflet în voi. Voi sunteți mari și înțelegeți lucrul acesta, da? Eu vă doresc succese, să ne întâlnim cu voi întotdeauna voioși, frumoși, să ne dăm bună ziua și să vă vedem mari, reușite frumoase. Încă o dată ne aplaudăm. De colegi dragi, de părinți, în primul rând, să-ți dea Bunul Dumnezeu că părinții trebuie să fie mulți, mulți, mulți ani ca mai bine, să te susțină, să-ți ofere cei mai frumos în viața asta. Dar cei mai frumos în viața, ține minte că este dragostea maternă, dragostea paternă. Părinții, sănătate și să-ți fie mulți, să-ți fie mulți, să-ți fie mulți.